să vedeți pe surioara. Aoleu, Albert, mă repejor, trebuie să pleci la școală. Mai repede termină, trebuie să pleci la școală. Eu nu vreau să mănânc. Telefonul? Și ce facem cu mâncarea, Albert? Păi, nu știu. Mâncați-o voi. Sau puneți-o la urnă. Ce? Mâncarea lui mami? La urnă? Mie nu-mi place ce-a gătit mama. Albert, alți oameni nu au ce mânca și tu te alinți. Dă-mă ție o lecție. Mâine vei trăi cu bugetul de 50 de lei pe zi. Nu văd nimic grav. Accept provocarea. Eu în fiecare dimineață mănânc cereale. Stop, 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 Albert, dar cât costă? 41 de lei? Bugetul tău este de 50 de lei, Albert. Am găsit pierci de 10 lei. Deci, micul dejun e asigurat. Da, am găsit o chiflă. Costă 4 lei. Vreau și ceva vitamine. Iau mărul la fructe. Aici. Albert, bună dimineața, trezire, mami! Albert, hai, trebuie să pleci la școală. Hai, trezire, hai repede. Micul de ajun! Micul de ajun! Stop! Dar ce este aici? Hei, de ce nu se deschide frigiderul nostru? Păi ce? Faceți o glumă cu mine! Păi, Albert, noi am discutat. Astăzi vei mânca ce ai cumpărat tu din magazin. Așa, mami, provocarea ta începe! Serios! Tata, dar tu ce mănânci? Ce mănânci? Tati și Ernest vor mânca cereale. Și tati e fericit? Yeah! Facem cereale. Facem pierci la mic dejun. Miroase foarte bine. Și mărul. Poftă bună mie. Să vedem cum este gustul. Bun. Este bun, doar puțin. Gata, mami, eu plec la școală. Papa, să fii cu minte la școală, mami! Ne vedem la prânz! Întârzi la școală, prieteni! Papa, am plecat! Papa, mami, eu plec la școală! Albert, pentru micul dejun ai cheltuit deja 14 lei. Mai am în cont 36 de lei. La prânz chiar nu știu ce să mănânc. Ah, știu, voi face o supă. Deci, tati, Albert este bucătar. Așa de tare vreau salam, dar costă 200 de lei. Dar noi cu tati vom lua șuncă. Luăm, mami, mâncăm. Îmi cumpăr doar o crembușcă. Deci, Albert, 6 lei. Dar supă mai faci? Mai fac. Carnea e scumpă? Fără pui. Carnea e foarte scumpă. Fără pui, dar cu crembușcă. Supă crembușcă. Nouă rețetă. O zic. Cu iate, cu lapte. Deci ieri ne mănâncă cereale cu lapte. Da. Ce ai văzut, raci mulți? Foarte mulți, dar scumpi. Ce? Vrei raci? Am nevoie de legume pentru suc. Ierni, dar noi ce mâncăm? Ce iaiu? Un morcov. Așa. Iată. E bine. Și... Mai mare, mami, nu? Sau mai micuț? Sau o banană, Albert? Sau banana e scumpă? Scumpă!
este foarte stresant. Așteptăm rândul la cântar. Deci cântărim legume, așa. Ce e asta? Ce ai acolo? Ceapă. Ceapă, ceapă. Ceapă. Bun. Ceapă, ceapă. Așa. Cât costă? 5 lei. 5 lei, deja bugetul e destul de mare pentru o supă. Mai departe ce avem? Cartof alb. Punem și vedem cartoful cât costă. Cartof aici. Cât costă? 5 lei. 5 lei. Ce avem bunișoară la brânz? Abdur, noi deja am mâncat cu Ernest. Tu singur trebuie să-ți faci mâncare. Aoleu, eu sunt bucătar. Punem apă în cratiță. Ce, știi cum să faci supa? Tata, ajută-mă să aprind aragazul. Te ajut eu, Albert. A, s-a pornit. S-a pornit. Acum curățim legumele. Da. De fapt, singur vei face asta. Da. Cum, Albert? Nu e ușor. Nu e ușor, așa? Ce faci acolo, Albert? Albert plânge. Bine, bine. Nu mă prins. Voi serios, eu aici muncesc, dar voi vă jucați. Punem legumele. Ce greu este să fii bucătar. Acum o înțeleg pe mama perfect. Ave, mă joc. Ce bine ți este ție, dar eu sunt flământ. Aș vrea de tare aș mânca ceva bunișor. Pregătește mama. Flământ îmi fac temele. Nu sunt deloc bun bucătar. Supa mea, supa mea! Priviți ce supă s-a primit la mine. Un secret. Mama gătește mai bine. Ne uităm la preț. Trebuie un preț accesibil pentru tine. Și pastele sunt scumpe. Auleu! Am găsit paste ieftine! Am găsit toate. 13 lei. Super! Tata, cât buget mai am? Tati, cât mai avem? Aveți încă 14 lei. Pateul cu carne este scump, dar vegetal costă 10 lei și Albert a zis luăm. Și încă 4 lei. Poți să-ți iei o înghețată? Da. Am găsit pâine. Costă cât, Albert? 4 lei. Super, poftă bună. Da. Tata, am găsit patie. Ce? Pateul este foarte scump. Am găsit 10 lei. Acum își verific eu. Voi, cât este de scump în magazin. Dar tu cum ai crezut? Așa sunt prețurile în magazin. Și eu am vrut să arunc mâncarea la urne. Deja ai înțeles. A înțeles, tate, a văzut el cu ochii lui. Nu este totul așa simplu cum pare. Cartofi, pai, pizza. Aceasta este pizza mea, a lui tati și a lui Ierni. Vom mânca acasă, dar tu paste. Ai uitat? Da, nu mâncăm pizza. Deci pizza costă 162 de lei. Cam scump, da? Bugetul tău de 50 de lei nu ajunge. La mașină, repede! E frică vară. Deschide mașina. Tu mănânc pizza. Dar Ierni, tu mănânci pizza? Da. Ei vor mânca pizza, dar eu paste. Punem apa la fiert. Acum voi gusta patioul. Cred că este foarte bun, da, Albert? Nu știu. Să vedem. Gustă! Ești flământ? Ce? E bun? Super! Mă bucur că-ți place. Noi vom mânca pizza. Și tati, poate mă ierți. Aha, gata, ai învățat lecția. Ce ierți?
mai dăm o șansă. Da! Am înțeles, tăția! Am înțeles! Deci, Albert, trebuie să fii mulțumitor cu tot ce ne dă Dumnezeu, da? Da! Te mulțumim pentru pâine, pentru mâncare. E ușor cu 50 da. Lei? Da, o da, să da, trăiești? Da! E ușor, da? Da, da! Albert, mănâncă tot! Nu vreau! Albert! Ce, e bun? E bun? Foarte bun! Hei, să nu faci greșeala mea!